Dacă mai zilele trecute angajații din muzee și biblioteci amenințau cu greva, acum ei au aflat că vor avea salarii mai mari. Începând cu veniturile din luna aprilie, toți specialiștii care lucrează în muzee și biblioteci vor beneficia de majorările salariale convenite de guvern cu reprezentanții sindicatelor. Cu alte cuvinte, din luna aprilie, lucrătorii din muzee și biblioteci nu vor mai fi discriminați salarial în raport cu alți angajați care activează pe poziții similare, dar sunt încadrați în alte familii ocupaționale. Aceștia vor primi același procent de majorare salarială de 20% în două etape. Persoanele cu dizabilități vor avea acces mai facil pe stadioane și arene sportive, atât ca spectatori cât și ca sportivi. Ceea ce pentru mulți dintre noi reprezintă ceva normal, firesc, pentru persoanele cu dizabilități poate fi complicat din cauza barierelor de mobilitate, dar și a discriminării. Protocolul încheiat între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități și Agenția Națională pentru Sport presupune colaborarea pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la programele și evenimentele sportive, inclusiv prin monitorizarea îndeplinirii cerințelor de accesibilizare a facilităților sportive. În baza acestui acord, urmează să fie dezvoltate programe sportive pentru persoanele cu dizabilități, dar se va axa și pe crearea cadrului legal în vederea formării antrenorilor și instructorilor sportivi pentru persoanele cu dizabilități. O altă componentă a protocolului prevede încurajarea și sprijinirea sportivilor cu dizabilități să participe la competiții naționale și internaționale. În cadrul proiectului Și profesorii pot salva, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Maramureș în parteneriat cu Fundația pentru SMURD Maramureș, zilele trecute a avut loc o sesiune de instruire la Școala Gimnazială Oncești și la Școala Gimnazială Dr. Ilie Lazar din Giulești. Cei 44 de participanți, cadre didactice și personal auxiliar, au beneficiat de prezentarea suportului vital de bază și au exersat manevrele salvatoare de vieți, compresiuni toracice externe, dezobstrucția căilor aeriene și poziția laterală de siguranță. Începând de ieri și până în 26 aprilie, un număr de 15 elevi din cadrul Școlii Militare de Suboficeri Jandarmi Petru Rareș-Fălticeni își efectuează stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean Pintea Viteazul Maramureș. Stagiul de practică se desfășoară la structurile de pază, unde elevii vor avea ocazia să aplice cunoștințele teoretice, dar și să aprofundeze ceea ce au învățat despre misiunile specifice ale jandarmeriei. Personalul responsabil cu pregătirea profesională din cadrul Jandarmeriei Maramureș le-a expus elevilor informații legate de specificul unității, atribuțiile, programul și misiunile desfășurate în zona de competență teritorială, precum și modalitatea de efectuare a activităților din această perioadă.